Numerele naturale de la 0 la 100. 100. Ne amintim că numerele scrise cu două cifre sunt formate din zeci și unități. Prima cifră ne indică numărul zecilor, a doua cifră ne indică numărul unităților. Am grupat câteva bile, câte 10. Acum să le numărăm. 10, 20, 30, 40, 50. Am obținut numărul 50. 5 reprezintă cifra zecilor și 6 unități. 6 reprezintă cifra unităților. Am obținut un număr format din 50 și 6 unități. 56. La ordinul zecilor voi pune 5 bile roșii, iar la ordinul unităților voi pune 6 bile verzi. Astfel am format numărul 56. Am 10 ferestre. În ele voi pune câte 10 pitici. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, 7, 8, 9, 10. Știm că 10 unități formează o 10. Bun. Să vedem câte 10 avem. Să le numărăm. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Știm că 10, 10 formează 100. Deci noi avem 100 de pitici. Voi trebuie să rețineți unitățile notate cu U ocupă primul loc din dreapta, zecile notate cu Z mare pe cel de-al doilea, iar sutele notat, prescurtat cu S mare, se scriu pe locul al treilea. Numerele se citesc de la stânga la dreapta. 100. Să fiți atenți la scrierea corectă a numerelor naturale formate din zeci și unități. Pentru a forma numere date, eu v-am pregătit câteva numărători și câteva bile. Pentru 10 v-am pregătit bile roșii, pentru unități am pregătit bile verzi. Să formăm primul număr. 35, da? La 10... Observăm, cifra zecilor este 3. Deci va trebui să punem 3 bile roșii. La unități, observăm că cifra unităților este 5. La unități vom pune 5 bile verzi. 2, 3, 4, 5. Astfel am format numărul 35. Fel putem descoperi numărul care corespunde acestei grupări, de exemplu, de frunze. În primul triunghi am 10 frunze, o 10, în al doilea triunghi am tot o 10, deci o 10 plus o 10, am 20 și 4 frunze. Afară sunt 4 unități, deci am 20 și 4 unități. Numărul care corespunde acestei grupări este 20 și 4.
Putem compune numere. Trebuie să dăm click pe numărul corect. Și avem 50 și 3 unități. Să vedem ce număr compunem noi, ce număr formăm cu 53 unități. Bineînțeles, 53 este format din 50 și 3 unități. Mai sunt și alte exemple pe care noi le putem face. Care fluturaș ajunge la floare? Pe prima floare am 82 unități. Citesc primul fluturaș. Am 20 și 8 unități. Mie îmi trebuie 82 unități. Al doilea fluturaș. 80 și 2 unități. Deci acesta este fluturașul care ajunge la floare. Voi trebuie să rețineți că în acțiunea de numărare, numărul situat înaintea unui număr se numește predecesorul său sau vecinul mai mic, iar numărul situat după un număr se numește succesor, vecinul mai mare. Pe această axă vă prezint ceea ce am spus mai devreme. Numărul nostru este 35. Predecesorul numărului 35 este 34, este cu o unitate mai mic, sau vecinul mai mic al numărului 35. Observăm că după el numărăm 36. 36 este succesorul numărului 35, este mai mare cu o unitate și este vecinul mai mare al numărului 35. Să vedem dacă ai reținut. Avem de completat tabelul dând click pe numerele corespunzătoare. Avem numărul 29. Predecesorul sau vecinul mai mic al numărului 29 este 28 pentru că este mai mic o unitate, iar succesorul sau vecinul mai mare al numărului 29 este 30, este cu o unitate mai mare. Să ne aducem aminte că dintre două numere naturale, de două cifre, este mai mare numărul care are cifra zecilor mai mari. Și citim, 52 este mai mare decât 34. Scriem 52, semnul deschidătura către numărul mai mare și vârful semnului către numărul mai mic. 34. Pentru că 5, care este cifra zecilor, este mai mare decât 3 de la al doilea număr, care este cifra 10. De asemenea, să ne aducem aminte că dintre două numere naturale de două cifre, care au aceeași cifră a zecilor, este mai mare numărul care are cifra unităților mai mare. Citim, 67 este mai mare decât 63 și scriem 67, semnul mai mare către numărul mai mare, vârful către numărul mic este mai mare decât 63. Pentru că prima dată am verificat zecile și am observat că 6 de la primul număr care este cifra zecilor este egal cu 6 de la al doilea număr, care de asemenea este cifra 10. Apoi, am cumpărat cifra unităților și observăm că 7 de la primul număr, care este cifra unităților, este mai mare decât 3 de la cifra unităților de la al doilea număr. Astfel, 67 este mai mare decât 63. Vârful ascuțit al semnelor este îndreptat întotdeauna către numărul mai mic. Să continuăm. Să rețineți că este mai mare numărul cu mai multe cifre și de asemenea este mai mare numărul cu 10 mai multe. Când zecile sunt egale, comparăm unitățile.
și l-am propus eu un joculeț. Să ordonăm numerele de la cel mai mare la cel mai mic cu un click pe numerele corespunzătoare. Am spus noi că un număr este mai mare atunci când are mai multe cifre. Păi dintre toate, la noi 100 are 3 cifre. Apoi, care are 10 mai multe. Următorul este 76, că 7 este mai mare decât 54. 54. Următorul, după 5, la 10, este 3. 32. Apoi, 23. Și 1. Și astfel am ordonat numerele de la cel mai mare la cel mai mic. Vă mulțumesc! Succes!